Merge pe 40 de ani, următorul invitat ar face performanțe uluitoare, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. Campion a fost, campion va fi, până va muri, Marian Draculescu! Până la urmă. Ce mers spre 40, mă, nici 39 n-am mult, nici abia în decembrie. Da, 39 în decembrie, dacă nu o să fii la Tokyo, o să ai 39 de ani. Așa, ai dreptate. Mamă, adică când, dacă vei fi, vei fi, pentru că de fapt sigur, gata. Sigur, deja am luat biletul. Ce schi ai voie? Nu, că mai am niște competiții. Nu, ai cum, e totul drastic, nu? Da, da. Superb. Chiar zicea lumea că eu nu m-aș chinui să arăt așa. Ba, mă chinui și eu, dar eu mă chinui la... puține kilograme acolo, câteva sute de grame, un adică kilogram, două, adică acolo. Adică de 200-300 de grame, da, nu? Da, 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 da. Mi se pare fabulos chestia asta, la 39 de ani să fii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Da, sincer, nu mă așteptam nici o să iasă atât de bine. Concurența la gimnastică masculină și nivelul a crescut foarte mult, au apărut foarte mulți sportivi tineri și puternici. Și mă bucur, mă bucur că am reușit să mă calific. Dacă nu te calificai, vrei să te retragi. Da, clar. Și da, acum, practic, te-a mai prelungit cariera ta. Obiectivul meu a fost Tokyo, încă de la ultima olimpiadă la care am participat, de la Rio. La un moment dat aveai bețe în roațe, că ești prea bătrân, are voie să participe, nu vreau să te lase. De vreo trei cicluri olimpice, mi se spune că sunt prea bătrân și că nu mai pot, dar uite că pasiunea n-are vârstă și... Dar e greu, nu? E din ce în ce mai greu? E foarte greu, dar și satisfacțiile sunt pe măsură. Mai ales acum în România nu prea mai avem foarte multe vârfuri și atunci când ai ocazia, poți să te da, acolo. Da, e foarte frumos. Felicitări, mă bucur mult de tot pentru tine, serios, mult și de tot. Mulțumesc că ești tot timpul alături așa de noi și am văzut că faci o campanie, mai ales în lupta asta de calificare pentru Jocurile Olimpice, da, pentru promovarea sportului și te felicit pe mulțumim mult care. De tot, să știi că... Și întreaga echipa voastră. Mulțumim mult de tot, Marian. Pe 7 noiembrie te-ai calificat. Da. Îți dai seama, pui în calendar 7 noiembrie. Da, deși că la fel de greu m-am calificat și la... Sau așa m-am gândit că va fi la fel de greu și când am obținut calificarea la Rio de Janeiro. Tot așa am plecat singur, am obținut biletul de calificare singur. Echipa nu se calificase. E din ce în ce mai greu, dar uite, totuși mie mi se pare fabulos faptul că la tine, nu știu cum să zic, viața de familie nu te influențează în partea sportivă. Pentru că ai trecut de... ai divorțat și de obicei când se produce o ruptură de asta, parcă nu-ți mai e mintea la muncă, la serviciu, la competiție. Pe tine niciodată nu te-a luat de pe traiectoria ta viața sunt foarte personală. Profesionist în ceea ce fac. Job-ul e job. Pasiunea și munca e... Mi se pare fabulos asta, știi? Adică de... să o ții pe drumul tău, nu contează ce e stânga-dreapta. Da. Adică te concentrezi pe ce ai de făcut. Atunci când îmi doresc foarte mult să... și îmi setez anumite obiective, le obții. De obicei mă țin de ele și nu renunț. Haide să fie asta, hai să fie asta deviza campionului. Când îmi setez niște obiective, nu mă las până nu le obțin. Da. Ești senzațional, Marian Drăgulescu, și te felicit din toată inima. Sper să primești aceleași mesaje de la absolut toți oamenii care sunt la noi pe Facebook, Marian Drăgulescu, nu? Da, da, pe Instagram, mai mult. Marian Drăgulescu, pentru că meriți. Să știi că am pus un filmuleț foarte drăguț legat de tot așa o campanie de promovare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Care vor să vadă, poate să intre pe Instagram-ul meu, Marian Drăgulescu. Dați-i follow, e campionul foarte, nostru. Foarte drăguț videoclipul pe care l-au făcut. E campionul nostru, Marian Drăgulescu, merită follow acum pe Instagram, să aibă cât mai mulți prieteni și nu uitați, pleacă la Tokyo. Da. Până atunci te mai așteptăm la noi. Da, cum să, o să vin și cu noutăți, că acum o să mă pregătesc doar la sărituri și sper să... Pleci alături de 49 de sportivi români. Da. Și sper să vin cu noutăți în materie de elemente, sărituri noi și de ce nu. Am un an la dispoziție în care să trag tare. Ultima olimpiadă. Că... Visez la unul? Da. Visez la ce? La sărituri, nu? Da, la sărituri, da. Să-ți dea pe singura medalie care lipsește, aurul. Am argint, bronz la olimpiadă, dar aurul n-a fost să fie. Deci vrei aurul la sărituri? Și mă gândești că pe de-o parte primești, pe de-o parte... ți se ia și în ultimii 2 ani de zile tot m-am lipit de locul 4. Zic, mă, nu-mi dă aici, dar poate la olimpiade să
Să-ți dea Dumnezeu sănătate. O să mă lipesc de o medalie. Căutați-l pe Marian Drăgulescu, dați-i follow pe Instagram. E campionul nostru și merită toate aplauzele.